Așa cum ești, spune filozofia ecumenică, vino aici, vino la mine. Lasă diferențele la o parte, privește spre ceea ce te face una cu celălalt. Ce se întâmplă când privești spre lucrurile comune? Ce se întâmplă când privești pe lucrurile comune? Spre asemănări. Haideți că e logic. Ce se întâmplă? Privești numai spre asemănări. Încet, încet, realizezi. Nu realizezi, că nu realizezi, pierzi realizarea, adică conștientizarea. Încet, încet te minți și tu nu mai simți că ceea ce te face diferit este important. Normal că le convine. Iar procesul acesta ecumenic de a te primi așa cum ești și se va ajunge până la Saba, dacă doriți. La nemurirea sufletului. Tu ce crezi? Tu nu faci cruce, dar nici nemuri. Eu nu cred că sufletul e nemuritor. Nu-i nimic. Nu-i nimic, suntem diferiți. Rai există? Există. Auzi, noi nu credem. Ce zici? Nu-i nimic că nu crezi. Nu asta e important, că tu crezi într-un fel și eu că în alt fel. Nu! Important e să ne iubim. Ai pe Hristos, da. Ți-l dorești pe Hristos, da. Nu vrei să fii ca El, da. Păi și eu vreau să fiu ca El. Bun, și e important să ne batem pe un text că ce se întâmplă cu sufletul după ce moare și începe să fie și penibil, să-ți amintească de concilii ecumenice din trecut în care se certau câți îngeri intră pe un ac. Păi acolo vrei să ajungem? Nu. Păi nu, așa de mare problema acum ce se întâmplă. La cum vedea când murim, zic catolicii. Om vedea atunci cu sufletul. Hai numai. Că nu e important că ești diferit. Ci important este să vrei binele, să fii bun, să fii iubitor, să lași de la tine, să fii tolerant. Fundamentul ecumenismului este toleranța. Spuneți dumneavoastră ce înseamnă toleranță. Toleranța este fundamentul spălării de identitate. Pentru că tolerându-ne și accentuând, punându-ne atenția spre lucrurile comune, noi nu mai privim spre ceea ce ne diferențiază. Iar dacă nu mai privim spre ceea ce ne diferențiază, ne pierdem identitatea. Dar există cineva în jos, jostă, și nu știu unde e josul, care este interesat în mod deosebit să ne spele identitatea. Ca să fim una. Pentru că dacă tu poți să privești doar spre lucrurile care sunt asemenea, tu în curând vei uita de lucrurile diferite. Iar identitatea Bisericii Adventiste, rolul Bisericii Adventiste este tocmai acesta, ca să facă ce? Să vorbească, să promoveze, să strige de pe zidurile cetății despre lucrurile total diferite de lumea aceasta. Exact ceea ce noi astăzi nu mai facem. Dar de ce vor oamenii să ne spele identitatea? De ce vor oamenii și bisericile și Consiliul ăsta ecumenic mondial, de ce vrea Consiliul acesta să ne spele identitatea religioasă? Pentru că un om fără identitate este un om fără valori. Șterge istoria unui popor, șterge rădăcinile, dărâmele și vei vedea că nu mai are valori. Nu mai ai valori, nu mai ai credințe. Și când nu mai ai valori, credințe și principii, ce se întâmplă? Numai comportamente izvorâte din valori și... Adică mulți, dar proști. Ăsta e scopul. Mulți, dar proști. Asta face școala din copiii noștri. Nu creativitate, memorare, distruge capacitatea de a gândi multe teme, un spirit concurențial în care totul are sens dacă te lupți cu altul, dacă nu, adică care ești bine. Jucăm ping-pong și numărăm scorul. Păi, dar nici nu ăștia mari. Și popii dacă joacă, puneți pastor să joace ping-pong fără scor. Și stați prost. Ori ținem, ori jucăm. Adică ce facem aici? Este aberant. Nu, noi nu înțelegem lumea decât prin concurență. Nu putem pricepe. Dar trebuie să o trăim. Adică, hai să renunțăm la jocurile bazate pe concurență. Păi, dar nici ideologic, cu mintea, nu putem accepta așa ceva. Dar trebuie să o facem. Până unde? Unde suntem? Pentru că oamenii vor să șteargă identitatea noastră. Spălând identitatea noastră, suntem o masă mare de oameni. Pentru că se vrea o ordine mondială, nu? Noi de când știm treaba asta? De 170 de ani? Începem să vorbim acum despre ea, când e prea târziu. Că au vorbit înainte ăștia de la Realitatea, de la Antena, de la Digi și pe orice post. Și acum ne trezim și noi.
Târziu. Târziu. Nu știam de mult. Vom ajunge în curând la momentul în care prin ecumenism, prin pactul acesta de a privi spre lucrurile care ne fac asemenea și să uităm diferențele dintre noi și intrând în această mare familie tolerantă, e spunea să tolerezi alta, să iubești, vei ajunge la niște rațiuni și înțelegeri de bun simț. Adică să zică catolicul sau ortodoxul sau știu eu cine, oricine ar fi el, nu este normal să nu fim unii împotriva altora? Adică suntem aici toți într-o familie, suntem în biserica mare. Eu te înțeleg că tu crezi că sabatul. Eu sunt de acord, nu, așa crezi tu. Eu nu cred așa. Dar te respect dacă tu crezi așa. Eu te înțeleg că are dreptul și un om, da, un homosexual să fie botezat într-o biserică. Doar ce el are dreptul la Dumnezeu, la relația, la mântuire și el are dreptul la mântuire. Nu? Dar eu nu, tu nu crezi așa? Nu cred așa. Eu te respect că nu crezi așa. Dar nu e de bun simț să taci. Crezi ce vrei, crezi ce vreau. Știți care este primul punct și din momentul de față și ultimul înainte să vină Hristos în agenda ecumenică? Interzicerea prozelitismului pe fundamentul descris până acum. Ce înseamnă prozelitism? Înconjori pământul și faci unul ca tine. Dar așa, ca să înțelegem noi ce se ascunde în spatele prozelitismului, interzisă evanghelizarea. Nimeni nu va mai avea voie să vorbească despre diferențele și convingerile lui religioase. Pentru că tu, dacă vorbești despre sabat, că e ziua adevărată, înseamnă ce? Că duminica nu e adevărată? Eu te înțeleg că tu crezi că e a sâmbăta. Taci și închină-te. Tu vorbești despre nemurirea sufletului? Bă, respectă-mă. Eu cred altfel. Tu crezi că fiara este reprezentată de gura? Te-am înțeles, e treaba ta. Tu crezi, eu cred. Ne iubim împreună. Dar dacă ne iubim, e normal să ne lovim unii pe alții? Nu. Păi dacă ne iubim, este normal să vorbești de rău de credința mea? Păi nu. Și atunci, ceea ce ne poate ține încă ecumenici, în spiritul acesta lumii ecumenii, nu în spiritul Scripturii, este tăcerea. Iar tăcerea devine argument de bun simț. Adică nici nu-ți permiți să faci altceva. Și așezat pe multe adevăruri, propoziții adevărate, concluzii adevărate. Nu e normal să ne uităm la ceea ce ne unește? Ba da! Nu este normal să fim toleranți? Ba da! Nu e normal să ne iubim? Ba da! Nu e normal să fim una? Toate sunt adevărate. Dar dacă sunt așezate într-o ordine nepotrivită și într-un spirit greșit, ăsta e satana! De cum poate să fie înger de lumină? Decât venind și spunându-ne, nu! Toți la fel! Din păcate, singurul loc pe pământ în care mai se vorbește despre Hristos e biserica. Aici e normal să vorbim despre Hristos. Știți, cine e în față pe rând vorbește despre Hristos. Întrebarea mea este, când ne întâlnim unii cu alții, de ce nu mai vorbim despre Hristos? Și mulți ne-au mărturisit, deci am și o rușine să vorbesc despre Hristos. Parcă nu se potrivește. Cum se vorbește despre Hristos? Pentru că ne pierdem identitatea. Și nu e bine. Nu este bine. Suntem chemați ca biserică să rostim, să promovăm, să propovăduim ceea ce ne diferențiază. De aceea ne-a chemat Dumnezeu pe pământ.